Meciul România-Muntenegru din data de 4 septembrie ar urma să se joace pe stadionul Dr. Constantin Rătulescu din Gruia și nu pe Cluj Arena, asta după ce gazonul s-a deteriorat în urma evenimentelor desfășurate acolo în ultima perioadă. Vânzarea biletelor pentru meciul România-Muntenegru a fost oprită de către oficialii FRF datorită stării proaste a gazonului de pe Cluj Arena. Sursele citate de știridesport.ro susțin că meciul dintre România și Muntenegru se va juca pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu al echipei CFR Cluj, fiindcă problemele cu gazonul de pe Cluj Arena nu vor fi rezolvate la timp. Totuși, directorul societății Cluj Arena declară următoarele: din punctul nostru de vedere, gazonul va fi optim la ora meciului pe 4 septembrie. Nu am primit nicio informare de la FRF că meciul ar putea fi mutat. Îi asigurăm pe fanii naționalei că gazonul va fi gata, a spus Radu Rațiu pentru Știri de Sport. Arena din Gruia a fost renovată în 2008 și are o capacitate de 23.500 de locuri. Dacă până în acest moment s-au vândut 20.000 de bilete, capacitatea stadionului Gruia este numai de 18.000 de locuri, pentru că o parte din stadion nu este omologat de către UEFA.